de piatră, recunoscută ca și țara moților, se află în munții Apuseni, pe bazinul superior al râului Arieș și al Crișului Alb. Regiunea etnografică are în structura sa mai multe zone ce aparțin de județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara, o parte din aceasta fiind inclusă și în Parcul Natural Apuseni. Oamenii locului, gospodari și primitori, sunt numiți moți, însă se crede de către unii istorici că aceștia se trag de fapt din celți, dovada fiind culoarea blondă a părului și ochii albaștri, aceste trăsături fiind prezente în zonă mai mult decât în oricare altă porțiune a țării. Aceste ținuturi de vis sunt preferate de mulți turiști străini, nu doar datorită naturii fabuloase și a bogăției folclorice unice, ci și datorită bucatelor delicioase cum rar găsiți. Și arta tradițională bucură sufletele vizitatorilor. Sunt renumite obiectele de mobilier, butoaiele și obiectele artizanale confecționate aici. Zona este celebră și prin panorama specială și relieful deosebit, prin care s-au format peste 800 de peșteri, dintre care Peștera Scărișoara, Focul Viu și Peștera Urșilor. Una din principalele atracții o reprezintă de departe rezervația naturală Cheile Turzii. Țara Moților se mândrește cu locuitorii plini de credință, care au reușit să își păstreze o identitate morală și sufletească. Noua ediție a emisiunii Călători prin Țara Mea, ce va fi difuzată duminică, începând cu ora 11 și 30 de minute, vă invită să aflați lucruri uimitoare despre acest loc, dar și despre evenimentul tradițional, Festivalul Balmoșului Moțesc, ce s-a desfășurat în aceste zile la Arieșeni, în județul Alba.